Când spuneți zona orașului unde se dezvolte un parc industrial, ne referim la Pitești. Este o situație care se poate aplica multor zone din țară, dar da, noi despre Pitești vorbim aici. Făceam o comparație, am participat la o întâlnire și se făcea o comparație cu o zonă învecinată nouă care s-a dezvoltat foarte puternic, zona Ploieștiului. Vă spun că acolo sunt numai puțin de 14 parcuri industriale. Piteștiu are doar unul singur și acela care e așa un fel de surugat de parc industrial la Oarja. E mare nevoie de așa ceva, e mare nevoie de o concentrare, de o zonă în care se concentreze energie economice, o zonă în care se facă investiții. Din punctul meu de vedere, zona noastră este extraordinar că avem marea uzină de producătoare de autoturisme, dar din păcate suntem o zonă monoindustrială. Vorbeam cu un domn care avea mult mai multă experiență decât mine, care îmi spunea că Argeșul, înainte de 90, avea la nivelul unui județ tot ceea ce, din punct de vedere economic, România avea ca și țară. Aveam de la industrie prelucrătoare de mașini până la petrochimie, mobilă, fire și fibre sintetice, cauciuc. Deci, dumneavoastră, spuneți-le, existau pe aici. Din păcate, acum știți poate mai bine decât mine ce a mai rămas. E foarte greu să credem că o să putem să revenim la acea situație, parțial și datorită problemei pe care o ridicat domnul Zmeuranu foarte corect, problema demografică. Dar ceva trebuie să facem. Nu este posibil ca o zonă atât de puternică să rămână atât de puțin dezvoltată. Noi, Camera de Comerț, ne-am implicat și ne implicăm în continuare în identificare de proiecte și în discuții cu tot ce înseamnă parteneri, că vorbim de parteneri străini, că vorbim de parteneri europeni, străini, vorbesc de parteneri chinezi, coreeni. Trebuie să mișcăm lucrurile în direcția asta. Există vreo, nu știu, o variantă, o soluție în care instituția pe care o reprezentați să poată face un parteneriat cu autoritățile locale? Domnule Zmeuranu, știu că s-a mai încercat în timp, au mai fost cel puțin discuții. Vreau să vă spun, vă dau un exemplu dintr-o documentare a mea personală în China. Cum se face un parc industrial în China? Și noi trebuie să tindem, sigur, nu spre regimul politic chinez, dar spre acest know-how al lor sau această practică. Ce-a stat de vorbă cu unul dintre miniștrii chinezi și mi-a explicat următoarea chestiune. M-a și dus la un parc industrial. Ce zice, noi facem un proiect și spunem așa, în zona asta ar trebui să avem industrie de electrice și electrocasnice. Stabilim terenul, stabilim și proiectul clădirii de birouri, cum să arate și în ce culoare trebuie să fie. Stabilim și cât de mare și câți muncitori trebuie să... După care tot proiectul ăsta îl supunem Marea Adunării Populare. E bătut în cuie, deci nu mai poate schimba nimeni că e votat la Marea Adunării Populare și îl punem pe internet. Și cine vine, ăla e. După ce tragem noi acolo gaz, tragem... Iar dacă ăla nu respectă proiectul, e obligat să-l respecte, prin gază. Spunem că nu-l respectă. Îi tăiem gazul, îi tăiem curentul, îi tăiem apa și trebuie să-l respectă.